Frășii și surori, pentru că nu suntem foarte departe în timp de sărbătoarea 50.000, vreau să rămân în minutele următoare tot în această zonă și să citesc un cuvânt din scriptură legat de acest subiect. Faptele Apostolului capitolul 1, începând cu versetul 4 și până la versetul 8, și apoi de la versetul 12 până la versetul 14, pagina 1055 în Sfânta Scriptură. Faptele Apostolului capitolul 1, începând cu versetul 4. Pe când se afla cu ei, Isus le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta e de gând să așezi din nou în lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ce voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și în veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Vesetul 12. Atunci s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, S-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăreau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații lui Amin. Vă mi să ocupați locurile. Săptămâna trecută am predicat în locul acesta despre niște oameni obișnuiți care au făcut lucruri neobișnuite. În ziua cinzecimii, oamenii aceștia obișnuiți se găseau împreună și deodată a venit din cer prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și cartea Faptele Apostolului este plină, dacă vreți, de lucrări neobișnuite pe care le-au făcut acești oameni obișnuiți. Și întrebarea este, cum au reușit oameni aceștia obișnuiți să facă lucruri neobișnuite? Prin această experiență a umplerii de sus, a umplerii cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Numai că vreau să vă spun, dragii mei, această umplere de sus, umplere cu Duhul lui Dumnezeu. Această umplere cere preocupare. Acum, stând și studiind cuvântul lui Dumnezeu, citind cuvântul lui Dumnezeu și punându-mi întrebări în mintea mea, m-am întrebat cine ar trebui sau cine are preocuparea asta pentru umplerea cu Duhul lui Dumnezeu. Mă vreau să vă întreb, frați și surori, credeți că cerul este preocupat de umplerea noastră cu Duhul Sfânt? Sau de umplerea ucenicilor cu Duhul Sfânt? Sigur. Domnul Iisus Hristos, înainte de a se duce la cruce și înainte de a se duce să se jertfească și apoi să se înalțe la cer, Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor așa, este de trebuință să mă duc. Că dacă nu mă duc eu, mângăitorul nu va veni. Și dacă mă duc eu, vi-l voi trimite. Adică Domnul își arată această preocupare pentru ca ucenicii Domnului sau apostolii Domnului să aibă această experiență a umplerii cu Duhul lui Dumnezeu. Mai târziu, când Saul din Tars are experiența aceea pe drumul Damascului, spune Sfânta Scriptură că Domnul îi vorbește lui Anania și îi zice du-te în Damasc, pe ulița cutare, la adresa cutare, este acolo unul Saul din Tars care se roagă. Anania se duce... Și când intră în casă spune așa Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai M-a trimis la tine De ce? De ce frații mei? Ca să-ți capeți vederea Și să te umpli cu Duhul Sfânt Iar pun întrebarea Era preocupat Iisus din cer Ca jos pe pământ Saul să fie umplut de Duhul lui Dumnezeu? Era preocupat sau nu? Păi de-aia l-a trimis pe Anania și a creat contextul acela. Cei din ziua de astăzi, din vremea noastră, mai cred că cerul este preocupat ca noi să fim plini de Duhul lui Dumnezeu? Mai credem lucrul acesta? Dar, frații mei, nu doar cerul este preocupat. Fiecare dintre noi ar trebui să fim preocupați, să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi. Nu degeaba am citit partea finală de la versetul 12, care spune că toți aceștia s-au întors în Ierusalim, s-au urcat în odaia de sus și toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Adică erau preocupați. Noi suntem preocupați să fim plini de Duhul lui Dumnezeu? În ce odaie de sus, în ce loc, în ce context încercăm să stăm, dragii mei, și să fim preocupați ca Duhului Dumnezeu să vină să umple vasul acesta de lut, care este ființa noastră umană, să se devină templul Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Există sau nu există preocuparea asta? Numai că, dragii mei, cerul preocupat, fiecare credincios mântuit preocupat, mai spune ceva cuvântul Lui Dumnezeu. Slujitorii ar trebui să fie preocupați ca cei care... Sunt mântuiți să se umple sau să fie plini de Duhul lui Dumnezeu? Și acum i-ar pune întrebarea. Suntem noi slujitorii preocupați că cei mântuiți să fie plini de Duhul lui Dumnezeu? Sau nu suntem? Spune în capitolul 8 din Cartea Faptelor Apostolilor că atunci când apostolul a auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, i-a trimis pe Petru și pe Ioan acolo la Samaria aceștia și-au pus mâinile peste ei și cei de acolo s-au umplut de Duhul lui Dumnezeu. Sau Pavel mai târziu, în capitolul 19, în fapt, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a întâlnit cu niște ucenici de al lui Ioan și a pus întrebarea aceasta. Ați primit voi Duhul Sfânt atunci când ați crezut? Cum dacă noi slujitorii de aici am începe, ai primit Duhul Sfânt? Ai primit Duhul Sfânt? Ai primit Duhul Sfânt? A zice că ne amestecăm într-o teabă privată care vă privește pe voi. Numai că Sfânta Scriptură spune, dragii mei, că fiecare mântuit și slujitorii lui Dumnezeu trebuie să se preocupe de această uh, umplere cu Duhul lui Dumnezeu. Să aibă această preocupare. Acum, în câteva minute, dragii mei, vreau să vorbesc, să predic despre preocuparea pentru umplerea de sus. Ce-ar putea oare să ne determine, să ne motiveze să avem această preocupare pentru umplerea cu Duhul lui Dumnezeu. Mai ales în vremea aceasta cu atâta uscăciune spirituală. Ce ar putea să ne motiveze? Ce ar putea să ne crească preocuparea aceasta? Să ne determine să ne preocupăm, să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu se pot răspunde nu se pot da foarte multe răspunsuri la această întrebare, dar primul răspuns la această întrebare, dragii mei, este următorul. Trebuie să conștientizăm nevoia. Avem nevoie. Acum, dragii mei, când Domnul Isus Hristos le-a spus acestor oameni, le-a poruncit acestor oameni să nu vă depărtați de Ierusalim, până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. De ce credeți că a spus lucrul acesta? Pentru că a văzut că au nevoie. Și vreau să vă spun, frați și surori, dragii mei ascultători, Dumnezeu din cer știe mai bine decât noi care ne sunt nevoile noastre. Și atunci când El ni le face de cunoscut, ar trebui să zicem, da, Doamne, asta e nevoia mea. Știți, au venit niște oameni la Domnul Iisus Hristos, spune unul dintre evangheliști că patru oameni au venit cu un, 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 un slăbănog, un olog, aducându-l la Domnul Iisus Hristos, n-au putut să intre pe ușă, era multă lume, l-au lăsat așa prin acoperiș. Vreau să vă întreb, Domnul știa care e nevoia acestui, acestui nenorocit? Știa Domnul de ce l-au adus oamenii aceștia și au depus efort să-l urce, să-l coboare? Știa Domnul de ce au venit oamenii ăștia cu el acolo? Dar Domnul știa care o nevoie mai mare. S-a uitat la el și a zis, fiule, păcatele sunt iertate. Nevoia ta principală este să ai păcatele iertate. Și apoi a zis, ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, Ce -ți zic, a zis el slobănogului, scoală-te, ridică spatul și umblă. Dragii mei, credeți că Domnul Iisus Hristos știe că nevoia noastră este să avem umplerea Duhului? Sau nu? Dar oare este destul, e suficient să știe Domnul că noi avem nevoie sau trebuie să sesizăm și noi nevoia asta? Să zicem, Doamne, noi avem nevoie de această plinătate. Când am citit cuvântul Domnului și l-am frământat și am stat înaintea lui Dumnezeu, mi-am pus întrebarea, oare e ușor sau e greu să sesizăm nevoia asta de plinătate? A Duhului Sfânt. E ușor sau e greu? În vremea în care trăim. Ce ziceți? E complicat sau e simplu? Că dacă v-aș întreba pe fiecare dintre dumneavoastră, frați și surori, ați sesizat, sesizați această nevoie în viața dumneavoastră, poate că din politețe mi-a spune, sigur, am văzut că am nevoie. Dar de regulă. Știți de ce e complicat? Pentru că mai ales în vremea noastră avem un, un sentiment de autosuficiență. Ne descurcăm. E adevărat sau nu e adevărat? Ne descurcăm. Și ducem sentimentul acesta de autosuficiență atât de departe, încât avem impresia că ne putem mântui singuri. N-avem nevoie să ne mântuiască cineva putem să depunem eforturi, să împlinim pe una, să împlinim pe alta, să ținem sărbători, să facem nu știu câte fapte bune, ne putem mântui singuri. Suntem în pielea fariseului care s-a dus la templu și a zis îți mulțumesc că nu-ți scad ceilalți oameni. Eu postesc, eu dau zeceală, adică lucrez la mântuirea mea. Cartea asta spune, nici unul nu se poate mântui singur. Dar avem impresia că ne putem mântui singuri. Avem impresia, ducem așa de departe sentimentul acesta de autosuficiență, încât avem impresia că putem predica singuri. Că suntem destul de deștepți să știm ce să spunem. Avem memorie destul de bună să uh, memorăm pasaje din Scriptură, să le aruncăm de la învon. Avem un spirit de observație destul de bine dezvoltat să știm cam ce place oamenilor. Și mergem înainte. nu e așa, frații mei? Ducem sentimentul acesta de autosuficiență atât de departe încât avem impresia că putem cânta singuri. Că avem ceva născut în noi, că avem o anumită educație, că ne-am exersat vocea, ne-am educat vocea, Știm care este trendul în cântarea bisericească, știm să selectăm una sau să selectăm alta, ne pricepem, suntem autosuficienți. Frații mei, dacă greșesc, spuneți-mi. Ducem sentimentul acesta de autosuficiență atât de departe încât avem impresia că putem profeți singuri, putem proroci singuri. Și ascultați o grămadă de profeții. Pentru că oamenii au impresia că dacă au în minte un gând dominant, gândul acela musai să fie de la Dumnezeu și îi dau drumul. Și -o spun că e profeție. Dar mi uitați-vă în Scriptură. Când Dumnezeu a chemat pe cineva să facă ceva în lucrarea Lui, Dumnezeu l-a conștientizat pe omul acesta care are nevoie de putere de sus. Are nevoie de însoțire de la Dumnezeu, frați și surori. Cineva spunea că dacă vrei să schimbi ceva aici pe pământ, ai nevoie de ceva din cer. Că pe pământul ăsta nu se poate schimba numai cu ceva din cer, de la Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a chemat pe Moise și a zis, vino, vreau să te trimit în Egipt. Și Moise a obiectat și a zis, cine sunt eu să, să, mă duc în Egipt să, să eliberez, să scot pe poporul tău de acolo? Cine sunt eu? A zis Dumnezeu așa, eu voi fi negreșit cu tine. Te chem să faci, Dai ai nevoie de ceva de sus. Ai nevoie de prezența mea, zice Dumnezeu, în viața ta. Dacă te chem să faci asta, ai nevoie de ceva din cer. Când poporul lui Dumnezeu a pornit la război, Ioram l-a chemat pe o să față, meargă împreună la război, s-au fundat undeva în pustiu, l-au chemat pe Elisei, Elisei a chemat un cântăreț, Spuneți-vă, da, Scriptură, că atunci când a început să cânte cântărețul acela, mâna Domnului a venit peste Elisei. Ce era asta? Oamenii l-au chemat, sau împărații l-au chemat pe Elisei să aducă un cuvânt de la Dumnezeu, o soluție pentru, pentru fundătura în care se găseau, dragii mei, în pustiul acela. Și omul ăsta avea nevoie de ceva din cer de la Dumnezeu ca să poată lucra în lucrarea la care a fost chemat, pentru Dumnezeu. E adevărat sau nu e adevărat? Cred că am mai dat aici exemplul acela din Noul Testament, când mi se pare în fapte 6, spune Sfânta Scriptură, că atunci când s-au mulțit credincioșii, s-a apărut acolo o râcă între unii și alții. Spune Sfânta Scriptură că iudeii care vorbeau grecește erau nemulțumiți că femeile lor erau trecute, sau văduvele lor erau trecute cu vedere atunci când se părțeau ajutoare. Adică nu erau, erau neglijate, nu li se dădeau ajutoare ca la ceilalți care erau iudei jet be -jet. Și atunci apostolul au zis, uite, nu-i corect, nu-i bine ca noi să lăsăm Evanghelia, să începem să slujim la mese. Alegeți dintre voi șapte bărbați și ascultați calitățile. Vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, să facă treaba asta. Adică ce? Ce, frații mei? Să facă parte din departamentul social. Avem și noi la biserică un departament social. Acum, care dintre noastre v-ați gândit vreodată că pentru ca să umbli cu ajutoare, să duci aici, să duci acolo, să știi omul ăsta are nevoie, văduva cealaltă are nevoie, trebuie să fii plin de Duhul lui Dumnezeu? Care v-ați gândit la asta? A, predicatorul are nevoie să fie plin de Duhul lui Dumnezeu. Ca, da? A, prorocul are nevoie. Da omul care se duce să împartă ajutoare. Trebuie sau nu trebuie? Frate și surori. Păi zice, oamenii ăștia pe care îi alegeți voi să-i puneți în slujbă asta ca noi să putem să predicăm Evanghelia, să nu ne ocupăm cu ale administrative. Oamenii ăștia care, care o să împartă ajutoare să fie vorbiți de bine, adică să fie cinstiți, să fie de caracter, dar să fie plini de Duhul lui Dumnezeu. Extraordinar! Pentru că, ascultați-mă, slujba asta sau lucrarea asta să împarți ajutoare când o faci în Biserica lui Dumnezeu este lucrarea lui Dumnezeu. Și orice lucrare a lui Dumnezeu are nevoie de umplere de sus. Predici? Umplere de sus. Cânți? Umplere de sus. Faci administrație? Umplere de sus. Profețești? Umplere de sus. Tot ce se face, în economia asta a lui Dumnezeu, dacă vreți, dacă mei, are nevoie de umplere de sus. Dar noi niciodată nu să fim preocupați de această umplere până nu conștientizăm nevoia. Până când nu vom abandona acest sentiment de autosuficiență. Până când vom pricepe că ne descurcăm singuri până la un punct dar nu reușim să facem lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu o facem cu umplerea de la Dumnezeu. Dumnezeu din ce să ne binecuvinteze. Al doilea lucru, dragii mei, care ar putea să să uh, crească această preocupare pentru umplerea de sus, este conștientizarea dificultăților în alegerile vieții. Domnul Iisus Hristos a spus aici așa, în versii Ierusalim, în Iudea, Samaria, până la marginea pământului. Și acum întrebarea este, dintre atâtea variante pe care o alegi, când Ierusalim, când Iudeia, când Samaria, când marginile pământului. Pentru că, dragii mei, ne lovim, ne izbim de dificultăți în alegere că avem atâtea opțiuni. Și sunt alegeri nevinovate. Trebuie să alegem cu ce să ne îmbrăcăm, ce să mâncăm, nevinovate. Dar sunt alegeri care marchează destinul nostru. Umblarea noastră în această lume, dragii mei. Știți, spune Sfânta Scriptură unul dintre evangheliști că împăratul Irod a stat în fața Domnului, l-a chemat să stea de vorbă, nu știa ce să creadă. Unii ziceau că a înviat Ioan Botezătorul. Alții ziceau că a venit Ilie, că este Ilie, Alții ziceau că e unul dintre prorocii din vechime. Acum, dintre variante, Irod, pe care o alegi? Cine este? Și -a ales să nu creadă că e Isus. Pentru că avem dificultăți în alegere, pentru că avem multe opțiuni. La care biserică să mă duc? Sub ce formă să mă închid? Că sunt atâtea forme. În ce fel să cântăm Lui Dumnezeu? Că sunt atâtea forme de a, de a cânta Lui Dumnezeu. Avem dificultăți, dragii mei, în a face alegeri, pentru că adeseori suntem dezorientați în viață. Nu știm în care direcție. În Ieremia, în capitolul 14, mi se pare, cuvântul Domnului spune așa prin profetul Ieremia, dacă ieși afară din cetate, dai peste oameni străpuni de sabie. Dacă intri în cetate dai peste ființe slăite de foame. Și ascultați ce urmează. Până și preotul și prorocul cu trei țara fără să știe unde merg. Adică cei care ar trebui să aibă lumină, să aibă claritate, să aibă orientare, sunt dezorientați. Nu știu ce să aleagă, în ce direcție să se ducă. Preotul și prorocul, dragii mei, sunt dezorientați. Stăm cu cartea asta în mână. Adeseori, nu știm ce ne vorbește. Ca și faminul acela care se ducea de la Ierusalim spre țara lui și citea în cartea profetului Isaia și a venit Filip și a zis, pricep și a zis, cum să pricep? Dacă, dacă nu-i cineva. Și atunci când stați dumneavoastră cu cartea asta în mână, aveți nevoie de cineva ca să vă arunce lumină. Uneori aici la Amvon mai încercăm să mai aruncăm câte, câte, un puțină lumină. Dacă stai acasă cu cartea asta și nu pricepi, ai nevoie de lumină. E dificil să facem alegeri în viața asta, pentru că sunt multe variante, pentru că suntem dezorientați, pentru că avem în noi firea asta pământească, dragii mei. Și adeseori firea pământească ne, ne împinge să facem alegeri care ni se par avantajoase. Firea pământească încearcă să umbrească voia lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la noi, și să alegem ceea ce ni se pare avantajos. În Vechiul Testament, Balac a trimis uh, o delegație importantă la, la Balam și a zis: Uite, vino, e aici un popor uh, numeros, vino să-l blastem. Și a zis: uh, Sfântul Balam. Nu, nu, nu pot să vin până mă duc să-l întreb pe Dumnezeu. L-a întrebat pe Dumnezeu. A zis Dumnezeu nu. S-a dus să ia cu răspunsul și Balac a trimis o delegație poate mai importantă cu mai multe promisiuni, mai multe daruri. Și a zis, vino, blastă-mă poporul ăla! Dar nu, să se pe Dumnezeu. Bine, dar nu ți-a spus Dumnezeu să nu te duci. Iar, iar întrebi. Acum du-te, Dumnezeu. Dar spui numai ce zic eu. Știți ce s-a întâmplat pe drum? Deci, mei, pentru că omul ăsta ales mânat de firea pământească, cum să, 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 nu tresari când îți spune îți dau mai multă cinste, îți dau mai multă bogăție? Și atunci, în fața acestor dificultăți, când trebuie să facem alegeri, avem nevoie de cineva. Cineva care să facă ce? Frate și surori, să ne călăuzească. Când va veni El, a zis Domnul Iisus Hristos, vă va călăuzi în tot adevărul. Când veți avea de făcut alegeri în viață, în dezorientare, în variante multe, presați de firea pământească, ia acolo cineva în voi, se numește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și e acolo ca să vă călăuzească, să vă arate ce să alegeți. Dacă Duhul lui Dumnezeu zice stop, ai curajul să te oprești. Dacă Duhul lui Dumnezeu zice, du-te, la momentul care ți se pare nepotrivit, că ai altă treabă, ai curajul să te duci. Ei, am nevoie de această umplere. Trebuie să conștientizez sau să mă preocupe această umplere conștientizând că e foarte dificil să fac alegeri în viața asta și Duhul lui Dumnezeu mă poate lumina. Duhul lui Dumnezeu mă poate ajuta să o iau pe asta și să o resping pe asta. Să mă duc aici, să nu mă duc încolo. Să mă duc în Samaria, să nu mă duc, nu știu, în Iudeea. Deci mei, rugăciunea mea către Dumnezeu este să ne ajute Dumnezeu să avem mai multă preocupare. Prea comozi, prea autosuficienți. Ne suntem suficienți nouă înșine, Putem, dragii mei, pentru că, zicem noi, avem anumite abilități. Lucrarea lui Dumnezeu, oricare ar fi ea, de aici de la învon, sau de aici din față de pe platformă, sau undeva în spate împărțim niște pachete, lucrarea lui Dumnezeu se face cu Duhul lui Dumnezeu, cu umplerea de sus de la Dumnezeu. Așa să nască Dumnezeu în noi această preocupare. Haideți să stăm ridicați în picioare și... fiecare dintre noi, frați și surori, să stăm înaintea lui Dumnezeu cu această întrebare. Am eu plinătatea Duhului lui Dumnezeu sau nu am? Și dacă descoperim că vasul ne este gol, când avem un Dumnezeu care vrea din abundență să dea Duhul, să ținem vasul acesta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-l umple. Pentru că dacă lipsește ceva bisericii lui Dumnezeu în această vreme, este această plinătate a Duhului lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună, Domnul.